candidez pentru că am observat după atâta experiență în Parlamentul României, sunt de 14 ani în Parlamentul României, și am observat că deciziile pe care le iei sunt decizii care influențează viața oamenilor. Cred că și în Parlamentul României, ca și în Parlamentul European, sunt oameni care rezonează la argumente și dacă te implici, poți să modifici sau să schimbi câteva lucruri și poți să le faci în bine. Mai candidez pentru că eu cred că Oltenia are nevoie de o voce acolo, pentru că este o zonă care ar trebui să recupereze din decalajele față de alte zone, de alte regiuni, iar lucrul acesta nu se poate face decât dacă mergi, susții, te implici, te lupți, sprijini, ca lucrurile să poată să facă un pas în față. Merg în Parlamentul European alături de colegii mei, foarte hotărât să mă lupt pentru România. Vino și tu pe 26 mai și votează echipa PSD. Am venit astăzi în județul dumneavoastră, un județ drag mie, un județ de care mă leagă foarte multe amintiri frumoase. Soțul meu și-a făcut stagiatura în Gorj, am venit de foarte multe ori în Gorj și mă reîntorc de fiecare dată cu multă plăcere. Am venit astăzi în Gorj la invitația președintelui PSD Gorj, Mihai Weber, pentru a vedea realizările guvernului, pentru a vedea ceea ce își doresc gorjenii, pentru a discuta cu oamenii, pentru a fi în mijlocul oamenilor, pentru că noi iubim oamenii, pentru a răspunde tuturor cerințelor pe care le au oamenii din această zonă. Văd aici mulți primari, primari de la mai multe formațiuni politice și profit de această ocazie ca să vorbesc de programele guvernamentale, de PNDL 1, PNDL 2, de care au beneficiat toți primarii, indiferent de culoare politică. Pentru că Guvernul României, Partidul Social Democrat, a considerat că trebuie să dezvoltăm fiecare comunitate. Pentru că fiecare comunitate are dreptul la dezvoltare. Cetățenii fiecărei comunități trebuie să beneficieze de dezvoltare în localitatea lor. Am considerat că dezvoltând fiecare comunitate, dezvoltând fiecare județ, dezvoltăm această țară și că așa gândesc toți românii adevărați. Am vizitat complexul energetic Oltenia. Am văzut ce provocări sunt la nivelul complexului energetic și am încercat și încercăm să venim cu soluții. Pentru că întotdeauna am considerat că este mai bine să vorbim despre ceea ce am realizat, lucruri concrete pe care, oricât s-ar strădui, unii nu le pot șterge cu buretele. Să vorbim cu oamenii pentru că iubim oamenii, să vedem ceea ce își doresc pentru ca ceea ce noi facem să se plieze pe ceea ce își doresc ei. Am venit să discutăm despre viitorul județului, despre viitorul acestei țări, despre ceea ce ne dorim noi cu toții. Am venit să vorbesc despre unitate, pentru că în aceste momente cred că unitatea este cel mai important lucru. Suntem într-o societate dezbinată, în care ura a luat locul solidarității, în care cuvintele urâte, violența verbală a luat locul cuvintelor bune sau a proiectelor. Vedem cum fiecare țipă mai tare și încearcă să jignească mai tare. Nu asta ne dorim noi, românii adevărați din orice colț al acestei țări. Ne dorim o bătălie pe proiecte, o bătălie pentru viitorul României și al românilor. Cei care acum țipă atât de tare sunt cei care nu au proiecte pentru români. Sunt oameni slabi, pentru că numai oamenii slabi jignesc și folosesc asemenea cuvinte. Să vorbim despre unitate și să vorbim despre respect. Să vorbim despre creionarea viitorului în care să ne regăsim și seniorii și tinerii. Să se regăsească fiecare român din această țară. Un viitor în care părinții și bunicii noștri să nu fie umiliți prin aruncarea de bani jos
și ei să-i culeagă. Un viitor în care să fie respectați. Un viitor în care să nu fie jigniți. Pentru că dacă nu-ți respecti părinții și bunicii, cei care au făurit România de azi, înseamnă că nu ai respect pentru nimic. Un viitor în care să ne regăsim toți. Un viitor în care idealurile noastre să devină realitate. Un viitor la care să participe fiecare cetățean, de aici, de la Gorj, de la Dolj, din Ardeal, din Muntenia, din Dobrogea, din fiecare parte a țării. Iar acest lucru nu putem să-l facem decât dacă ținem ușile larg deschise și lăsăm să vină alături de noi cât mai mulți oameni. Oameni care gândesc și trăiesc românește. Oameni care iubesc această țară. Oameni care vor un viitor mai bun pentru copiii și nepoții lor. Un viitor în care să ne regăsim cu toții. Un viitor la care să participăm cu toții, de la cel mai mic până la cel mai mare. Pot să spun că suntem într-un moment important pentru noi, pentru fiecare comunitate, pentru noi ca țară. Un moment de bilanț în care vedem ceea ce s-a promis de unii sau de alții, ceea ce au realizat din ceea ce au promis. Un moment de bilanț în care să vedem cei care ne-au fost alături și au empatizat cu problemele noastre, cei care nu au acționat ca și roboții, au mers înainte și și-au văzut propriile interese, iar în spatele lor au lăsat numai suferință și dezamăgire. Avem nevoie de oameni care să aibă emoții, să le peste de ceea ce se întâmplă în jurul lor, să vadă ce nevoi au cei din jurul lor, să-i respecte pe cei în vârstă, să-i aprecieze pe cei tineri și să-i încurajeze să meargă pe drumul bun. Avem nevoie de o Românie la care fiecare dintre noi, de la cel mai mic până la cel mai mare, își poate aduce contribuția. De aceea cred că fiecare dintre dumneavoastră puteți vorbi cu cei din jur și să le explicați că trebuie să spunem stop, ajunge, am pierdut prea mult timp, România și românii nu-și mai pot permite să piardă timpul. România și românii au nevoie de lucruri concrete, au nevoie de oameni care să-i reprezinte și să-i înțeleagă, au nevoie de liniște, au nevoie de unitate, au nevoie de dezvoltare în fiecare comunitate din această țară. Am venit astăzi pentru că aici am prieteni adevărați, am prieteni care țin la dezvoltarea acestei regiuni. Mă refer la Mihai Weber, mă refer la Elvira Șarapatin, mă refer la toți cei pe care îi vedeți aici alături de mine și dumneavoastră care sunteți în această sală, sau cei care ne urmăresc la televizor sau ne ascultă. Pentru că numai împreună putem să avem un viitor mai bun și să-l creionăm. Am construit o temelie puternică. Cei mai în vârstă, cei cu ghiocei la tâmple, au construit temelia pe care o avem acum. Este rândul nostru să punem cărămidă cu cărămidă pentru a construi România pe care ne-o dorim. O Românie în care să ne regăsim cu toții. Iar pentru acest lucru avem nevoie de curaj, avem nevoie de implicare, avem nevoie de dăruire și avem nevoie de patriotism. Am venit astăzi aici pentru că vreau să-l susțin pe Claudiu Manda. Vreau să susțin lista europarlamentarilor PSD la alegerile din 26 mai. Știu cât de important este să trimitem la Bruxelles oameni care au tricolorul în suflet, oameni care să lupte pentru această țară, oameni care atunci când depun amendamente pe o directivă europeană, pe un regulament european, au mereu în vedere ca acolo să regăsească și voința românilor sau interesul României.
Am fost membru al Parlamentului European, am fost europarlamentar 9 ani. Am fost liderul delegației europarlamentarilor PSD în Parlamentul European. Și am luptat întotdeauna alături de colegii mei pentru România și pentru români. Dar am avut și cele mai mari dezamăgiri. Am văzut români votând și luptând împotriva propriei țări. Am văzut români care s-au poziționat împotriva celor care le-au acordat votul ca să meargă în Parlamentul European. De aceea este important ca pe 26 mai să votăm pentru noi, pentru familia noastră, pentru viitorul copiilor noștri, pentru România și pentru români, să votăm lista europarlamentarilor PSD, să trimitem acolo oameni care iubesc oamenii și care se luptă pentru România. Ca prim-ministru am să reprezint România cu demnitate. Nu am să fac niciun pas înapoi atunci când este vorba despre țara mea. Mine trebuie să fie o echipă de europarlamentari care să susțină acest lucru în fiecare zi. Pentru că oamenii demni sunt tratați cu respect. Nu mai vreau să avem în Parlamentul European, în instituțiile europene, oameni care să se ducă cu părerile noastre și să vină cu părerile de acolo. Vreau să avem oameni patrioți, pentru că ați iubit țara și a fi patriot nu înseamnă că nu ești pro-european. Noi suntem pro-europeni, suntem stat membru al Uniunii Europene și ne mândrim cu acest lucru. Dar în același timp, în sufletul nostru, prioritatea noastră trebuie să fie România și românii. Văd în sală foarte multe doamne. Și mi-amintesc de perioada în care am fost președinta Organizației Naționale a Femeilor Social-Democrate. Și le spuneam întotdeauna colegelor mele, prietenelor mele, niciodată să nu faceți un pas înapoi, pentru că dacă voi faceți un pas înapoi, alții vor face un pas înainte. Acum vă spun tuturor, noi nu avem voie să facem un pas înapoi. Pentru că cei care fac un pas înainte nu sunt cei care vor binele acestei țări. Le-am mai spus colegelor mele că dacă vrem să reușim, trebuie să ridicăm din calea noastră orice barieră. Și cred că împreună, noi toți, cei de aici, cei din județ, cei din întreaga țară, suntem mai puternici dacă suntem uniți și putem să ridicăm toate barierele care ne stau în cale. Am fost cel mai jignit premier. Am fost cel mai umilit premier de către cei care nu aveau argumente. Oameni slabi care nu au înțeles nimic din modul de a fi al românilor. Oameni care au crezut că pot să inducă frica, vă garantez, nu ne e frică de ei. Și nu vom... Nu le vom răspunde în felul în care ne tratează ei, pentru că noi știm ce este respectul. Dar avem convingerea că românii îi vor izola și marea parte a românilor nu sunt de acord cu ei. Românii sunt oameni harnici, oameni onești, oameni muncitori, oameni care își iubesc tradițiile, obiceiurile, portul popular, cântecele noastre atât de frumoase din orice zonă a țării. Și pentru că am vorbit de portul nostru popular, am văzut azi o postare prin care vor să batjocorească IA românească. Acest pașaport diplomatic al româncelor și al românilor. Doamnelor, să purtați cu mândrie IA românească. Apreciată oriunde în lume și noi trebuie să o purtăm cu mândrie, să fim mândri că ducem mai departe acest frumos port popular, pentru că asta este diversitatea în marea unitate europeană.
Asta ne reprezintă pe noi ca popor. Asta am primit în dar de la părinții și bunicii noștri. Noi trebuie să le transmitem generațiilor viitoare aceste lucruri. Și așa vom face. Nu vom cădea în această capcană în care să ducem derizoriu tot ce este românesc. Revin la alegerile europarlamentare. Sunt multe de spus, dar promit că o să vin aici la dumneavoastră în Gorj să discut mult mai mult cu dumneavoastră. Vreau ca în cabina de vot să aveți, înainte de a pune ștampila, să aveți imaginea familiei dumneavoastră, a părinților și a copiilor dumneavoastră. Să aveți în gândurile dumneavoastră ce vă doriți pentru această țară, ce vă doriți pentru comunitatea dumneavoastră, ce vă doriți pentru județ. Cum putem împreună să clădim un viitor mai bun? Și sunt convinsă că dacă veți intra în cabina de vot cu aceste gânduri, ștampila dumneavoastră va poposi pe cei trei trandafiri. Am încredere în dumneavoastră. Am încredere în fiecare român care își iubește această țară. Am încredere în Claudiu Manda, am încredere în lista europarlamentarilor PSD. Am încredere că vom câștiga această primă bătălie, pentru că urmează altele, prezidențialele, localele, parlamentarele, și trebuie ca prin unitate, prin dorința noastră de bine pentru această țară, să învingem. Primul pas îl facem acum și sunt convinsă că va fi un pas mare înainte. Beneficiem astăzi de vizita în județul Gorj și în municipiul Târgu Jiu a domnului deputat al Partidului Mișcare Populară, domnul Robert Turcescu. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur să fi revenit aici în Gorj. E un județ de care mă leagă de fiecare dată amintiri foarte, foarte plăcute, pentru că știu mulți oameni aici, am mulți prieteni aici, am colegi de facultate de aici din Gorj și îi salut pe toți. Mi s-a confirmat încă o dată, apropo de ceea ce s-a întâmplat la Novaci, că gorjenii sunt oameni dârji, pentru că Viorica Dăncilă a venit să facă o baie de mulțime la Novaci, dar cum să faci o baie de mulțime tu, premier la României, înconjurată de zeci de jandarmi? Eu n-am văzut în 20 și ceva de ani de presă o situație de genul acesta. Un prim-ministru al României care să vină chipurile într-o zonă în care este și iubită, pentru că trebuie să admitem că e un fief al PSD în multe zone ale Gorjului, dar ea vine acolo și a fost păzită de jandarmi mai ceva ca papa. Nici când a venit papa, cred că nu o să vedem atâția jandarmi cât am văzut în jurul Vioricăi Dăncilă. Și asta într-o perioadă în care ei clamează PSD-știi că au adus minuni în viața românilor. Niște gogoși, sau cum zicea la un moment dat un gorjan mai hâtru, zice, domnul Turcescu, zice, noi aici, zice, la Gorj mâncăm brânză de oi, nu gogoși electorale, da, a zis omul respectiv. Astăzi avem de-a face cu niște indivizi care habar n-au de nimic. Și aici deschid un subiect foarte dureros, pentru că este vorba despre Gorj, repet, un județ de care mă leagă și amintiri plăcute și oameni minunați. Dom'le, este un județ care depinde în chip decisiv de complexul energetic Oltenia. Un complex energetic cu 12.000 de angajați, 13.000 aproape, dar în momentul de față. Cum e posibil, în condițiile în care sunt probleme majore la acest complex energetic Oltenia și nu de ieri de azi, de multă vreme, pentru că vorbim despre corupție de zeci de ani deja la complexul energetic Oltenia. Au subt toți din toate direcțiile acest complex energetic cu contracte, cu felul în care au reușit să căpușeze, cu politizarea excesivă a conducerii, nu au pus un management competent, de aia s-a ajuns în situația în care s-a ajuns în momentul de față, de aia s-a ajuns în situația în care astăzi, apropo de ceea ce spuneați, sau de unăzi, apropo de ceea ce spuneați, liderii din sindicat care ar trebui să apere interesele salariaților, care ar trebui să fie alături de salariați, au ajuns să o întâmpine cu pâine, cu sare, cu flori și cu aplauze pe Viorica Dăncilă. Păi nu te doare la un moment dat și sufletul, nu-i dă noaptea minții ceea ce se întâmplă în acest moment? Adică
ai o situație de criză, în loc să vii și să te așezi, nu neapărat că o treia să o iei pe Cuhuo la Turceni, pe Viorica Dăncilă. Mă, da, măcar liderul de sindicat să spună, doamna prim-ministru, ne bucurăm că ați venit, e bine că ați venit la noi, dar ia veniți dumneavoastră la o discuție în care să vă explicăm cum stau lucrurile, că și astăzi, la ora la care vorbim, complexul energetic Oltenia este căpușat, da? Firme care îl căpușează, e politizat, da? Conducere politizată, iar acum vorbim și despre felul în care sindicatele au bătut palma cu administrația. Păi ea nu mai sunt lideri de sindicat. Ea sunt niște indivizi care pot să fie mâine pe mâine membrii de partid, membrii ai Partidului Social Democrat. Și la toate acestea se adaugă cireașa de pe tort, declarația Comisarului European pentru Energie, care a spus cine vrea să producă energie termo trebuie să plătească. Da, deci situația este complicată, dar din acest punct de vedere să sperăm că va exista o rezolvare, pentru că discutând și cu colegii mei din partid. Eu spun așa, atunci când Partidul Mișcarea Populară va trimite în Parlamentul European reprezentații în această legislatură, aceștia vor fi și vocea gorjenilor. Pentru că vom ridica această problemă a complexului energetic Oltenia și nu e numai a complexului energetic Oltenia, e o problemă care trebuie realmente discutată, pentru că, repet, în zone de tipul acesta monoindustriale, în care un astfel de complex energetic este angajatorul la 13.000 de oameni, nu poți să judeci lucrurile așa doar din birourile de la Bruxelles. Trebuie să te concentrezi și pe ce se poate face pentru a salva complexul energetic Oltenia. Reprezentanții Partidului Mișcarea Populară, viitorii eurodeputați, vor vorbi în Parlamentul European despre această situație. Repet, e ușor să dai din gură când ești în situația în care trebuie să faci lucrul acesta pentru că tu nu ai astfel de probleme în țara ta de origine, cum este cazul Comisarului European pentru Energie, dar dacă ai probleme de genul acesta în România, lucrurile sunt mai complicate pentru că pe lângă dimensiunile legate de mediu, de certificate, de emisii de carbon, pe lângă toată filozofia asta din jurul unui astfel de producător de energie, cum este complexul energetic Oltenia, tu nu intervine o problemă socială majoră. Și zona monoindustrială, într-adevăr, prăbușirea complexului energetic Oltenia ar aduce la falimentul economic al Gorjului și la mari probleme în toată Oltenia. Dar eu vreau să vă întreb legate de aceste aspecte, de ce Polonia a reușit să obțină o derogare de la plata certificatelor de carbon, în vreme ce România în continuare suferă de aceste presiuni imense din partea Comisiei Europene? Este o problemă la nivel de lobby, o problemă la nivel de credibilitate? Cum identificați dumneavoastră situația aceasta a României în fața Comisiei Europene în ceea ce privește producția de energie pe cărbune? Pentru că în momentul, în anii din urmă, nu au existat voci în Parlamentul European și nici măcar în Comisia Europeană care să susțină aceste puncte de vedere ale României sau dacă le-au susținut, le-au susținut cu un ton prea firav. Problemele nu mai trebuie discutate pe paliere, da? Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Dacă facem o politică comună, așa cum trebuie să se întâmple la nivelul Uniunii Europene, atunci trebuie să discutăm despre chestiuni egale între state. Eu nu vreau să alimentez teoria dublului standard al lui Liviu Dragnea, care e o prostie din multe puncte de vedere și pe care o exploatează din perspectivă electorală. Principala problemă în momentul de față, apropo de ceea ce se întâmplă și în Gorj cu complexul energetic Oltenia și cu ceea ce fac alții în alte state, este că nu se reușește armonizarea unor puncte de vedere. Și în cazul nostru a lipsit cu desăvârșire un lobby care să fie în favoarea României. Trebuie spuse aceste lucruri. Pe de altă parte, Uniunea Europeană are multe alte probleme în perioada imediat următoare de rezolvat și ele sunt complexe, ținând de la ceea ce înseamnă migrația, care devine o problemă ce alimentează euroscepticismul, suveranismul, discursul populist naționalist în întreaga Uniune Europeană și extremismul, ba chiar și atentatele teroriste. Avem o problemă legată de faptul că Uniunea Europeană, din nefericire, astăzi nu se află pe puntea de comandă a ceea ce înseamnă decizia globală. Avem Statele Unite ale Americii, Rusia, care sunt foarte vocale în problemele globale, avem China ca new entry, dacă vreți, deși e vorba de totuși de niște ani mulți de când alimentează, pompează cu bani, dacă vreți, diferite zone ale lumii, avem India, care se arată la orizont. Uniunea Europeană, din păcate, deși este o coaliție de 28 de state încă, dacă punem în continuare și Regatul Unit al Marii Britanii și nu considerăm Brexitul ca fiind deja făcut, e bine,
nu reușește să găsească de prea mulți ani deja puncte de vedere comune în ceea ce privește politica externă. Toți ați intrat în registrul activității pe care o poate avea Partidul Mișcarea Populară în Parlamentul European. Cu ce proiecte veniți dumneavoastră în sprijinul României? Pentru că dificultățile identificate pe foarte multe paliere ne-au dus într-o situație destul de disperată în România anului 2019, în care deja vorbim de dublu standard al Liviu Dragnea, deja vorbim de o piață second-hand în care Uniunea Europeană ne exportă ceea ce nu mai are nevoie în statele ei de primă viteză, vine la noi, în produsele acelea vin în România. Ce putem face noi, ce puteți face dumneavoastră ca partid pentru ca România să-și ocupe locul meritat în această democrație europeană? Uitați ce vreau să vă spun. Pentru toți cei care în momentul de față se declară mai nou că prinde curentul ăsta și în România, din nefericire, un soi de eurosceptici, așa, am să le spun așa. Perioada 2007-2015, România a atras din fonduri europene peste 20 de miliarde de euro. Oameni buni, sunt bani și sunt bani mulți și sunt bani care ar fi putut fi și mai mulți dacă am fi avut o absorpție mult mai bună a fondurilor europene, dar chiar și așa, asta înseamnă multe lucruri care s-au realizat totuși în România cu banii europeni. E foarte important. 2. Pentru toți eurosceptici am următorul mesaj. Gândiți-vă ce ar însemna de mâine să nu mai fiți cetățean al Uniunii Europene. Și dacă vă e greu să faceți acest exercițiu de imaginație, uitați-vă la suferința pe care o resimt acut în acest moment frații noștri de dincolo de Prut. Republica Moldova, nefiind în Uniunea Europeană, este într-o situație foarte, foarte dificilă. Uitați-vă la ce se întâmplă cu Ucraina și în Ucraina, apropo de presiunile care există dinspre Rusia spre Ucraina și faptul că Ucraina nu este încă membra a Uniunii Europene. Deci, sunt nenumărate avantaje pe care le-a adus integrarea în Uniunea Europeană. Pentru România, e foarte important, înainte de a te declara cel mai român dintre toți românii în Parlamentul European, să ne gândim ce m-am întrebat la un moment dat, domnule, dar cât de român veți fi în Parlamentul European? Eu aș pune altfel întrebarea. Cât de european poți fi în Parlamentul European? Pentru că vorbim despre Uniunea Europeană, vorbim despre un proiect. Un proiect nu numai al românilor, un proiect al tuturor celor 28 de state. Dacă Uniunea Europeană se consolidează, dacă Uniunea Europeană avansează din perspectivă economică, dacă Uniunea Europeană scapă de amenințările terorismului, dacă Uniunea Europeană rezolvă problema migranților, ne va fi bine tuturor. Deci aici nu mai discutăm despre fiecare smulge cât poate dintr-o felie de tort sau dintr-un tort. Unu o felie, alții două felii. Aici discutăm despre a încerca să facem tortul acesta al bunăstării cât mai mare. Nu vreau să fiu nici foarte plastic, nici foarte metaforic, dar trebuie să înțelegem cu toții că desfid discursul partidelor cu accente populiste care în momentul de față încearcă să inducă o tentă naționalistă în discursul acesta de campanie. Campania asta pentru europarlamentare trebuia să fie o campanie despre problemele Europei și despre felul în care se poziționează România față de aceste probleme. În schimb, din nefericire, discutăm despre aceiași analfabet funcțional precum Dragnea sau Dăncilă, Vâlcov și alții ca ei. În încheierea interviului nostru aș dori să trimiteți, vă rog, un mesaj pentru toți gorjenii noștri. Dragi gorjeni, și nu spun dragi pentru că e un mesaj de campanie, să ne înțelegem foarte bine, ci pentru că oamenii de aici din Gorj mie îmi sunt foarte, foarte dragi și cu mulți dintre ei m-am întâlnit de-a lungul anilor în contexte absolut minunate. Dragi gorjeni, 26 mai nu e o zi oarecare. Sigur, vă spune, sunt alegeri europarlamentare, cu cine ajută pe noi foarte mult acest lucru. Europa e în suferință astăzi. Europa e un locul în care vrem să trăim cu toții liniștiți și pentru asta e nevoie de voturi în acest 26 mai. Vă invit să mergeți să votați la alegerile europarlamentare. Este foarte important. Sigur, ca membru al Partidului Mișcarea Populară mi-aș dori ca mulți dintre dumneavoastră să voteze Partidul Mișcarea Populară, dar și dacă aveți o altă opțiune politică, oameni buni, mergeți la vot. Este important să mergeți la vot. E important de asemenea să votați și la referendum. Importanța votului la referendum se va vedea în ziua imediat următoare de după alegerile europarlamentare. Nu sunt niște alegeri europarlamentare la fel precum cele de acum 5 sau 10 ani de zile. Însemnătatea și semnificația lor este mult, mult mai mare și nu trebuie să vă dau detalii în legătură cu ceea ce se întâmplă în România de aproape 3 ani de zile ca să înțelegeți și că ați înțeles deja dumneavoastră cât de importantă este participarea la vot. Sper
ca Partidul Mișcarea Populară, cu și cu sprijinul gorjenilor, să fie cea mai plăcută surpriză a acestor alegeri europarlamentare. În rest, vă doresc, așa cum vă doresc de fiecare dată când ne întâlnim și pe stradă sau în alte părți, să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu numai bine, atât dumneavoastră cât și familiilor dumneavoastră. În Europa, așa cum suntem acum, nu vom fi decât un receptor care va reacționa la ce se întâmplă în urma proceselor de globalizare. Dacă vrem să urcăm și noi pe puntea de comandă, să fim printre cei care decid direcția lumii, avem obligația să vorbim aceeași limbă, să facem aceeași politică, să ne comportăm toți la un loc ca o superputere. Și asta nu putem realiza în acest stadiu decât prin creșterea procesului de integrare a statelor și în viitorul pe termen mediu 15-20 de ani prin realizarea Statelor Unite ale Europei. Eu mă bucur foarte mult, în primul rând, că am avut discuția după ce am avut nenumărate emisiuni. Uneori sunt singurul care ating, de la nivel național, care atingeam subiectul legat de CNL-uri, legat de situația celor de acolo. După ce am avut o parte din liderii minerilor în platou de televiziune, de data asta să mă întâlnesc cu ei, să zic, acasă sau mai aproape de locurile unde muncesc. Au venit cu o situație pe care au prezentat-o, care este una absolut dezastroasă și care ar însemna distrugerea pur și simplu a unei întregi zone în cazul în care nu se va rezolva. Le-am vorbit cu ei despre situația din bazinul Ruhrului din Germania, din Marea Britanie, din Polonia și cum s-au rezolvat acolo aceste chestiuni. Am promis să rămânem în contact și să-i sprijin cu tot ceea ce ține de un parlamentar european din cea mai puternică familie europeană pentru a rezolva aceste chestiuni. M-am bucurat că a fost și domnul Câțu acolo, domnul Vâlceanu, președintele partidului. Discuția a fost una extrem de aplicată, de clară, dar m-a arătat încă un domeniu la care PSD este completamente devastator, ca să nu spun dezastros, prin ceea ce, ce nu a făcut, să spun așa. După 2 ani și jumătate în care au fost la putere și n-au fost în stare să facă nimic pentru acești oameni. Gândiți-vă că CNL-ul a ajuns la datorii anuale de 200 de milioane de euro din cauza unui management defectos și a guvernului care supervizează tot ce se întâmplă acolo, a faptului că această companie a refuzat certificată pe 5 euro și le-a cumpărat cu 25 de euro. Nimeni nu răspunde pentru chestiunea asta. A faptului că nimeni nu s-a dus cu problema reală a mineritului din România la Bruxelles, pentru că eu am început discuția mea exact cu această chestiune. Problema mineritului din România este o problemă care a existat în țări din Uniunea Europeană cu o mai mare vechime din Uniunea Europeană și cu o forță mai mare. Mă refer aici la Marea Britanie, problemă foarte serioasă, la Germania, la Polonia, ultima chestiune, și există și în Spania. Aceeași chestiune. Nimeni din România nu s-a dus în realitate să stea de vorbă, pentru că nu trebuie să te duci cu ajutoare. Doamna Dăncilă, eu n-am așteptări de la doamna Dăncilă, sărmana, ce ar trebui, nu înțelege. Însă face confuzii între orașe, între capitale, nu am eu. Era la Suceava, credea că e la Hunedoar, adică dânsa nu... N-am. Dar erau oameni lângă ea care sunt convins că înțeleg foarte bine situația. Și ar fi putut să-i spună, doamnă, atenție cu ajutoarele de stat. Putem vorbi de altceva. Putem vorbi de siguranța sistemului energetic național. Putem vorbi de o chestiune care ne scutește de a fi tributari, energiei venite de la ruși. Putem vorbi de o altă chestiune pe care o discutăm cu Comisia. Dar pentru asta trebuie să aibă influență. Distinsă doamnă, acești oameni nu au nici o putere. Ei sunt premieri, sunt președinți de Cameră, de Senat, sunt europarlamentari, iar dumneavoastră ca jurnalist vă asigur că puteți intra în 20 de zile sau în 21 de zile la orice lider european pentru a sta de vorbă cu el. Ei nu pot. Deci dumneavoastră, dacă solicitați un interviu acum, în 30 de zile, de la orice lider ai Parlamentului European, ai Comisiei Europene, ai Comisiei de Economie, de Industrie din Parlamentul European, obțineți un interviu sau o discuție cu el în mai puțin de 30 de zile. Vă dau scris asta. Dacă începând de astăzi face un demers un ministru al cabinetului Dăncilă
de a sta de vorbă cu cineva, n-au nicio șansă. Mult. Eu cred că după ce se termină aceste alegeri, ar trebui ca toate partidele să înțeleagă și presa ce înseamnă, de fapt, că nu s-a discutat foarte mult. S-a discutat despre, domnule, Parlamentul European, o chestiune. Parlamentul European îți influențează 60% din viața ta, din deciziile, sunt condiționate de Parlamentul European. Doi, în Parlamentul European, dacă ești un parlamentar activ și dacă într-adevăr îți pasă și te duci acolo, nu să iei un salariu bun și să te uiți în Grand Place cât de frumos răsare soarele și să mănânci niște ouă benedict, atunci, într-adevăr, poți să faci lucruri, pentru că un parlamentar european, gândiți-vă, vorbim de 520 de milioane de oameni, reprezentați de 750 de parlamentari. Parlamentarul european, mai ales făcând parte dintr-o familie mare, cum e cea a popularilor europeni, 200, e cea mai mare familie europeană, a fost și rămâne și după toate sondajele de opinie, poate influența lucruri, dacă le pasă. E greu ca un ministru sau un prefect de la o provincie italiană sau un ministru de internă din Spania sau din Marea Britanie, care are o proiect cu românii, sau din, să nu reacționeze la interpelarea unui parlamentar european, mai ales dacă el e și vicepreședinte de comisie, președinte de comisie, dacă vine în spatele lui cu încă reprezentanți, colegi de-ai săi din alte state europene puternice, inclusiv din statul respectiv. Adică dacă vrei să-ți faci treaba exact ca în presă, poți să stai să iei știrile de pe Mediafax sau de pe Agile Press și să-ți faci o știre din ce a zis Rareș Bogdan, Ludovic Orban, Câțu și Vâlceanu, sau poți să vii într-o conferință de presă să încerci să afli lucru, să mai afli și după, să mai afli și... E exact la fel. Adică poți să stai, eu nu critic acum, că nu vreau, că îl supăr pe președinte și nu vreau, că suntem în campanie, e greu, suntem stresați, dar vă spun ceva, europarlamentarii, unii au făcut treabă extraordinară, restul e plăcut așa, să zbori cu avionul și să te uiți la soare, cum răsare. Ori faci treabă, ori stai cum o să acasă. Oameni care, indiferent unde au fost, la nivelul Parlamentului European, la nivelul primăriilor pe care le-au condus, la nivelul ministerelor pe care le-au condus, au făcut lucruri extraordinare pentru oameni. Domnul Adrian Bucu, președintele PNL Basarabia, Ciprian Nepure, secretarul general al Organizației de Tineret, Claudia Benchescu, fostă președintă a Organizației de Studenți, Aleodor Frâncu, fost secretar de stat, fost șef al Romața, un om remarcabil în lumea aviației europene, domnul Ciprian Ciucu, Mădălin Adi Todosescu, președintele Asociației Orașelor din România, Ana Maria Dimitriu, Ligia Popescu, Violeta Alexandru, s-a bătut pentru introducerea democrației și pentru alegeri liberă în România, cei de la Azomure și cei care lucrează în combinatele de îngrășăminte chimice, o să-i spună mulțumesc prin Mihai Ciurcanu pentru faptul că a reușit să salveze locurile de muncă din industria petrochimică. Vlad Nistor, Marian Jean Marinescu, Cristian Bușnoi, Gheorghe Falcă, primarul Aradului, Dan Motreanu, fost ministru agriculturii, Adina Vălean, raportor la reglementarea care a dus la desfințarea taxei de roaming, astfel a ajutat milioane de români care comunică cu familiile lor, Daniel Buda, omul care se bate pentru interesele fermierilor români, Vasile Blaga, omul care se va bate pentru ca România să devină membru în Schengen, orice fermier din România care primește despăgubiri trebuie să știe că aceste despăgubiri au fost obținute de Siegfried Mureșan și de parlamentarii Partidului Național Liberal, sprijiniți de parlamentarii Partidului Popular European. Doamnelor și domnilor, în fruntea listei un om care își iubește țara, un om cu frica lui Dumnezeu, un om care se bate pentru interesele fiecărui român. Rareș Bogdan! Oameni care, indiferent unde au fost, la nivelul Parlamentului European, la nivelul primăriilor pe care le-au condus, la nivelul ministerelor pe care le-au condus, au făcut lucruri extraordinare pentru oameni. Domnul Adrian Bucu, președintele PNL Basarabia,
Ciprian Nepure, secretarul general al Organizației de Tineret, Claudia Benchescu, fostă președintă a Organizației de Studenți, Aleodor Frâncu, fost secretar de stat, fost șef al Romața, un om remarcabil în lumea aviației europene, domnul Ciprian Ciucu, Mădălin Adi Todosescu, președintele Asociației Orașelor din România, Ana Maria Dimitriu, Ligia Popescu, Violeta Alexandru, s-a bătut pentru introducerea democrației și pentru alegeri liberă în România, cei de la Azomure și cei care lucrează în combinatele de îngrășăminte chimice, o să-i spună mulțumesc prin Mihai Țurcanu pentru faptul că a reușit să salveze locurile de muncă din industria petrochimică. Vlad Nistor, Marian Jean Marinescu, Cristian Bușnoi, Gheorghe Falcă, primarul Aradului, Dan Motreanu, fost ministru agriculturii, Adina Vălean, raportor la reglementarea care a dus la desfințarea taxei de roaming, astfel a ajutat milioane de români care comunică cu familiile lor, Daniel Buda, omul care se bate pentru interesele fermierilor români, Vasile Blaga, omul care se va bate pentru ca România să devină membră în Schengen, orice fermier din România care primește despăgubiri trebuie să știe că aceste despăgubiri au fost obținute de Siegfried Mureșan și de parlamentarii Partidului Național Liberal, sprijiniți de parlamentarii Partidului Popular European. Doamnelor și domnilor, în fruntea listei un om care își iubește țara, un om cu frica lui Dumnezeu, un om care se bate pentru interesele fiecărui român. Rareș Bogdan!